Vreau anul viitor. Vreau anul ăsta. În 2022 îmi doresc ca Moldova.org să devină cât mai puțin dependentă de granturi, să fie și mai puțin dependentă de granturi, să fie din ce în ce mai puțin dependentă de granturi și în sfârșit să găsim resurse ca să dezvoltăm studioul video la care visăm de foarte mult timp. Asta. În anul curent îmi propun să învăț să fac infografice, ca materialele să fie mai interactive, mai reprezentative și mai ușor de digerat din punct de vedere mediatic. Anul acesta am două sarcini importante pe care vreau să le realizez. Și prima sarcină este să găsesc mai multe soluții în Republica Moldova. Și a doua sarcină este să scriu mai multe istorii despre femei, așa cum am scris despre femeia șoferă de la Băsarii Vechi, femeia polițistă de la Puhoi. Vreau o echipă mai mare la Moldova.org și vreau mai multe deplasări în teritoriu ca să cunoaștem cât mai mulți oameni frumoși. Ce planuri ai, Felix? Vreau în acest an să întâlnesc oameni noi despre care să scriu istorii pe care ulterior să le citiți tot voi. Îmi doresc să lansăm revista cât mai curând, așa cum ne-am planificat. Vreau să ne mărim comunitatea de pe Patreon și vreau să avem mulți parteneri faini cu care să lucrăm. Salut! Noi ne mai dorim nou la noi în departamentul video. Уже да. Есть? Еще одного человека не хватает. Обязательно нужен человек, потому что у нас дофига проектов. Мы вдвоем не справляемся. Вот сумеем. Экипа The Moldova.org the best. Eu vreau ca să scriu anul ăsta două știri. În primul rând vreau să scriu știrea despre că a fost găsit miliardul și în al doilea rând vreau să scriu știrea că au fost lichidate raioanele. Salut! Eu am nevoie urgentă de un spațiu în care să filmez, ca să nu mă trebuiască să filmez în bucătărie sau în orice alt corț al redacției și să tării ruminile după mine. Și de asemenea, vreau să mai ies din redacție, să cunosc oameni interesanți, să cunosc istorii interesante și să vă fac cunoștință și vouă, pentru că merită să le cunoașteți cu siguranță.